găsit, dragi prieteni! V-am pregătit astăzi o emisiune cu dragoste, cântec, voie bună, dar și premii. În plus, alături de mine am astăzi patru invitați cu totul și cu totul speciali. Înainte de a vi prezenta, vă dau o temă. Gândiți-vă că momentele în care, eu știu, planurile și norocul sau normalitatea v-au fost date peste cap. O întâmplare, au schimbat totul, a fost o întâmplare sau nimic întâmplător. Dragostea și întâmplarea își pun amprenta pe viețile noastre, nu schimbând sensul, ci dându-l. Freamăt de ziua îndrăgostiților plutește în aer, dar cât durează dragostea? Oamenii de știință, psihologii, spun că 2-3 ani. Oare? Am luat întrebarea aceasta drept temă a emisiunii și suntem gata să-i răspundem eventual cu alte întrebări. Cât durează dragostea? Iată o întrebare la care cercetătorii s-au chinuit să răspundă cu argumente, la care oamenii răspund cu întrebarea de ce nu toată viața, pentru că probabil asta este ceea ce ne dorim și credem că durează toată viața. O să mai întoarcem pe alte fațete acest subiect, dar dați-mi voie să vă prezint invitații mei de astăzi. Sper că ați urmărit promo-ul și că deja intuiți cine este prezent astăzi în platou la Panoramic. Spunem așa, dragostea, destin sau întâmplare? Cu siguranță că nimic nu este întâmplător. Tocmai de aceea nimic întâmplător este astăzi în platou la Panoramic. Spunem bună ziua lui Eugen Mihăiescu. Bună ziua. Costi Sandu. Bună ziua. George Costinescu. Salut. Și Alex Neagu. Bună ziua. Hai să începem cu tema emisiunii, dacă tot v-am plasat o provocare în sensul acesta. Credeți că dragostea durează 2-3 ani, așa cum spun cercetătorii, cum spun psihologii? Eu o să vă spun în primul rând toate cele bune, vă pupăm din suflet, dragi prieteni din Giurgiu, și dacă ne lipim de acest subiect, cred că dragostea asta depinde ori de rațiunea de a iubi, ori de bani. A treia variantă nu există. Și cum toate sunt trecătoare în viață, nimic nu e întâmplător. Dacă pici în una dintre cele două ipostaze, acum depinde cum ești tu educat pe interior. Să crezi în dragoste, să crezi în ceea ce este frumos, că e dragostea față de părinți, că e dragostea față de sex opus, că e dragostea față de copii, că sunt mai multe nuanțe. Zilele astea vorbim sub auspiciile Sfântului Valentin despre dragostea aceea cu flutura și în burtă. Da, cu Cupidonul. Aici eu i-aș pune o întrebare lui Alex, pentru că el este mai tânăr și e trecut prin diferite astfel de aspecte, mai mult sau mai puțin plăcute. Nu, domnul? Da. Iată un răspuns evaziv. Primul cuvânt. Având în vedere experiențele pe care le-am avut după ultimii 2 ani de zile, de când sunt singur, între ghilimele, pot să zic că am avut de-a face și cu perioade mai lungi de iubire și cu perioade mai scurte. Nimic întâmplător, am tot pomenit această sintagmă, este titulatura sub care vă manifestați ca și proiect muzical. Bandul este nou. De cât timp este bandul? Da, este un proiect nou. El descinde din din dragostea, apropo de acest subiect, pe care o avem toți patru față de muzică. Și am să mă aleg de acest leitmotiv, că nimic nu este întâmplător. Cei cu care sunt poartă în spate foarte multe cărți consistente în domeniu, activând în formații de prestigiu, trupe care au dat sănătate rațiunii rockului românesc. Frumos. Undeva în dreapta, frumos, după părerea mea, și poate sunt subiectiv, sau poate că sunt obiectiv. Avem voie să fim la această emisiune și subiectiv. E unul dintre puținii basiști, și mă opresc aici, pun punct și nu las virgulă, cu care mi-ar fi dorit să cânt de la începutul carierei mele muzicale. Ți-a spune foarte multe, nu avem timp într-o oră să-ți explic cum s-a născut acest proiect, dar am luat un om care din a fondat Tectonic, am luat un om care a fost cofondator la Voltaj,
un alt băiat tânăr trecut prin atâtea probleme cu gagicile lui de... Ce să facem, asta e viața. Așa, și plânge. Îl găsesc la repetiții plângând. Păi tu ești om să plângi, mă omule. Nu se poate. După ce să plângi? După cine? După să... Cupidon. După Cupidon. Dacă Cupidon poartă minijup, e ok. Așa, și iată-ne într-un moment... Acest moment ne bucură pe toți patru că ne vedem împliniți după un timp relativ scurt. Feedback-urile sunt foarte bune și nu o să ne oprim aici pentru că mai avem foarte multe surprize. Apropo de feedback, și apropo de dragoste. Și apropo de dragoste, apropo de toate celele luăm pe rând, v-am văzut în mai multe emisiuni la televiziune naționale. Foarte bine stați cu promovarea, felicitările mele. Mulțumim. Deci v-au luat probabil și din background-ul vostru, ceea ce spune cu fiecare cu cartea lui de vizită din spate și cu experiența. Cred că important este ceea ce pui pe tarabă. Eu cred că înainte de toate vorbește produsul nostru, marfa noastră. Aici aș vrea ca să lăsăm și pe Costi să zică două, trei vorbe. Pentru că trupa nu este Eugen Mihăiescu, este trupa Nimic Întâmplător, formată din aceste personaje remarcabile. În primul rând, instrumentul. Păi depinde, că pot cânta la mai multe instrumente. Aducem aici o muzicuță? Da. Un țambal? Un acordeon. Păi dacă am vorbit de dragoste și de bani, țambalul și acordeonul. Da. El este solistul trupei și cântă și cu chitara foarte bine. Cât îl vezi așa, cântă foarte bine. Îmi place vorba asta românească. Și că, doamne, cât îl vezi așa, ce da, e băiat bun. Adică cum îl vezi? E un om drăguț, cântă foarte bine. Are un ambitus foarte mare. O să vă și mare. Vedem că ați venit cu două videoclipuri. Deja se mai aude, am și spus pe la televiziunea naționale. Aveți două melodii deja lansate. Da. Nimic Întâmplător și Mă Confunzi. Da, și urmează alte surprize în cel mai scurt timp. O să povestesc și în emisiune despre ce surprize. Oh, ce-mi plac. Că nu sunt cu lacăt. Sunt surprize fără lacăt și trebuie să povestim publicului cam ce mai pregătim. Da. Asta apropo de întrebarea ta, undeva la sfârșitul emisiunii cu siguranță va veni acea întrebare nouă pentru unii. Și proiecte de viitor. Și proiecte de viitor? Aia este întrebarea clasică. Aia și la talk show-uri cum comentați? Da, bun, haideți să vedem cum au comentat Giurgiu Veni la întrebarea, chiar a fost o întrebare, tema emisiunii noastre, da? Dacă durează dragostea 2-3 ani, cât durează dragostea? Grădiniță? 20 de ani. Cum a fost? Foarte frumos. E adevărat că dragostea durează 2 ani? Poate durea și mai mult. E bine și frumos să te îndrăgostești cu multă vreme în urmă, acum vreo 30 de ani. Bine că am rămas aceeași îndrăgostită. Sunteți în continuare o persoană îndrăgostită. Credeți că dragostea durează 2-3 ani? Doar atât? Nu. Acum depinde de persoană, de caracterul fiecăruia și de bunul simț al fiecărui. Cu 20 de ani. 33 de ani. 33. Când v-ați prima dată? Acum 33 de ani. O, s-a ținut. Și acum. Și sperăm și în continuare. V-am pupat, sănătate. Depinde de persoane. Nu, no, toată viața. Când v-ați îndrăgostit prima dată? În liceu. Nu este adevărat. Doar dragostea durează o veșnicie. Când v-ați îndrăgostit prima dată? Și acum sunt drăgostită. Să vă fie de bine. Nu. Cât ar putea să dureze? Până când moartea îi desparte. Cât ani aveați, doamnă, când v-ați îndrăgostit prima dată? Când am terminat facultatea, atunci m-am căsătorit. Până atunci nu. N-ați avut voie să fiți îndrăgostită, nu v-ați dat voie. Nu. Cât durează? Foarte mult. Depinde de persoană. Cât durează? Sau cât ar trebui să dureze? Toată viața. Când v-ați îndrăgostit prima dată? La 13. La 19 ani. Nu cred. Dar cât? Mai mult. Când v-ați îndrăgostit prima dată? La ce vârstă? La 20. Mai durează? Nu știu. Nu e adevărat. Cât durează? O viață, da. Câți ani ați avut când v-ați îndrăgostit prima dată? Păi, la 18 ani. Sunteți în aceeași dragoste? Nu. Nu. Cât durează? O eternitate, unde e dragoste. V-ați îndrăgostit? Oh, păi, eu mai știu, pe la 14-15 ani. Și de cât ce? Ar trebui să dureze dragostea? O viață.
viață, nu? Durează? Sunteți da, da, la maxim. Întrebe voi, cum vă cheamă? Felicia. Maria. Daria. Daria. Anca. Anca. Pe mine mă cheamă Camelia. Și sunt de la Panola, de la Cucute V. Vreau să vă întreb, cât durează dragostea? Adevărat că durează doar 2 ani? Ce părere aveți voi? Așa, amintitele cum sunteți. Nu știu, eu una nu știu ce să zic. Când v-ați îndrăgostit prima oară? La grădiniță? La grădiniță? Da. Câți ani aveți? La, da, la grădiniță au fost primele simpatii, bănuiesc așa, pentru băieți. Câți ani aveți? 5-6 anișori. Tu? Tot așa. Prin clasa 1. Și a fost frumos? A fost așa mai de durată? Și a fost vreo experiență mai de durată? Mi-a fost aceea nu, pentru că nu știam ce înseamnă să iubești cu adevărat. Bine, nici acum nu știm, dar... Și vă întreb că urmează Sfântul Valentin și facem un preambul. Asta era ideea, de fapt. Și mă gândesc dacă aveți cumva idee, cercetătorii britanici, dacă ați auzit cumva de ei, toată lumea auzit de cercetătorii britanici. Ei tot timpul descoperă lucruri. Au descoperit că dragostea durează 2 ani. E posibil să dureze doar 2 ani sau e posibil să dureze toată viața? Ce părere aveți? Cum vedeți? Probabil și toată viața. La cineva mai mare. Cineva mai mare. Dacă sentimentele sunt aceleași din partea fiecarei persoane din relație, poate să dureze toată viața. Dar acum, pe cinstite, este vreuna dintre voi îndrăgostită? Chiar și în secret. De cineva, nu vă întreb de cine. Cine trebuie să facă primul pas? Băiatul. Dar dacă lor le este teamă de un refuz? Să mai încerce? Da. Vă place să mai încerce, da? Da. Vă mulțumesc mult de tot. Este adevărat că dragostea durează 2 ani? Doar 2 ani? Așa au zis cercetătorii britanici. Ați durat toată viața? Nu știu. Ce chei faci? Dar ați fost îndrăgostiți de mici, de la grădiniță? Mai sunteți îndrăgostiți? Cum v-ați îndrăgostit prima oară? Poate nu am îndrăgostit. Chiar nu? Poate nu am îndrăgostit. Nu? Deci e posibil să nu? Uite, am întâlnit un caz special. Credeți că dragostea durează doar 2 ani? Nu. Cât durează? Depinde. De ce fel de dragul? Poate să fie dragoste veșnică sau... Când v-ați îndrăgostit prima oară? Sunteți la prima dragoste fiecare? Nu. Se mai întâmplă lucrurile astea? Câți ani aveți? 3 ani? 5 ani? 13, 14. Da. Sunteți îndrăgostite? Nu. Nu. Oficial sau neoficial? Oficial. Oficial. Bine, mulțumim. De ce ai vrut să-mi iei interviu? Nu știu, vreau și să iau interviu. Da? Da. Vreau să te întreb dacă ești îndrăgostit. Nu ești? Fratele meu e îndrăgostit de toate pe care îmi iubesc, de toate fetele care îmi iubesc. Câți ani are fratele tău? A făcut un pelitiv, februarie, 5 ani. Da, să străiască, iau. Și tu câți ani ai? 8 ani jumate. Și nu ești îndrăgostit și ești mai mare decât el? Nu. Și pe mine ce mai întreb, că ai zis că vrei să-mi iei interviu. Câți ani aveți? Aaa, gata, oprește camera. Recunosc, sunt o babă. Sunt o babă comunistă. Este titlul cărții. Ce credeți că vă recunosc chiar așa ușor? Titlul cărții lui Dan Lungu. Sunt o babă comunistă. Mi-am propus să vă prezint o carte în fiecare săptămână. Pe asta o țin cu mine în geantă, pentru că timpii morți din zi sunt timpii în care îi pliez pe această carte. Și așa mi-am propus de acum încolo, pentru că nu mai ai timp așa la îndemână să citești. Toată lumea se plânge de timp, că nu are timp să citească câte o carte. Iată o metodă, cartea din geantă. Eu știu, încă n-am denumit rubrica cartea săptămânii sau cartea din geantă. Nu știu, acum având în vedere că gențile s-au cam micșorat, s-au gândit designerii că fashion victim fiind poți să faci scolioză, iată că umblăm, putem să umblăm cu ele la sub braț, de ce nu, le creăm o copertă frumoasă. Dar hai să vă prezint cartea. Ne aflăm la aproape 10 ani de la căderea dictaturii ceaușiste, cu puțin timp înaintea alegerilor electorale. Emilia Apostoae,
pensionară care și-a trăit cea mai mare parte a vieții sub regimul puterii populare, primește un telefon de la Alice, fiica sa, emigrată în Canada, prin care este îndemnată să nu voteze cu foștii comuniști. Acest telefon, urmat de alte discuții în contradictoriu, o aruncă pe Emilia într-o adevărată criză identitară, din care încearcă să se salveze, rememorând trecutul și căutându-și justificări în ochii ei și ai fiicei pentru propriile nostalgii. Însoțiți mereu de umor și autoironie, ne întoarcem spre copilăria și adolescența Emiliei, intrăm în miezul nostalgiei paradoxale după dictatură, pulsăm în ritmurile vieții cotidiene și înțelegem din interior problemele epocii. De la problemele epocii la problemele dragostei și ale întâmplării, pentru că nu-i așa, nimic nu este întâmplător. Cu invitații mei de astăzi dezbatem acest subiect și multe altele. Vreme trece, vreme vine, iată că eu am fost întrebată câți ani am la scenă deschisă, așa, adică mi s-a dat lovitura sub centură. Dragostea ne lovește la orice vârstă sau fluturii din stomac vin la 16 ani și țin, eu știu, până la 20-21? Păi după cum am văzut și n-am găsit un răspuns clar, nu cred că există o ecuație pentru acest răspuns, o ecuație fixă, dragostea poate să înceapă și în fragedă de copilărie, nu? Am văzut cazuri și la 13 ani și la 14 ani și uite unde duc aceste cazuri, că un copil trece peste copilărie și în a doua secundă devine mămică. Încă o dată spun, cred că totul depinde și de educația, cei 7 ani de acasă și de rațiunea de a iubi. Nu că e o modă. Ce frumos spus, rațiunea de a iubi. Da, este important să știi. Asta facem și noi, cei 4 din bandul Nimic Întâmplător. Cu rațiune și cu credință creăm aceste piese pe care voi, publicul, prietenii noștri, ne dați like-uri pe Facebook sau ne chemați la televiziuni sau ne opriți pe stradă și mai schimbăm câteva cuvinte. Și asta e o chestie importantă, asta este un punct principal la adresa unui artist. Pentru că simți că nu treci cu mâinile prin buzunare, prin viața asta. Crezi ceva? Așa este și mă gândeam că vorbeai de experiența pe care o aveți fiecare în spate. Acum cine știe și cunoaște și se uită la Eugen, îl asimilează cumva cu trupa Krypton, cu proiectul care încă există, da, bineînțeles, dar nu de Krypton vorbim acum, sigur, sunt membru fondator al trupei Krypton, suntem din nou împreună, dar asta este o altă temă pentru o altă emisiune. Nu, că voiam să vă întreb, cum s-a născut Nimic Întâmplător? Nimic Întâmplător s-a născut din dorința de a cânta și altceva, mai aproape de sufletul meu și cu un mesaj care este total pe altă stradă decât cea pe care am mers și merg cu Kryptonul. Cine vă compune piesele? Păi, în principal, sunt piese compuse de Eugen. Am vrut să nu mai pun tot pe Eugen să vorbească și uite că tot la el ne întoarcem de la partea de compoziție. Da, modestia e apanajul oamenilor mediocri. Eu am spus că e proiectul meu în sensul că am scris anumite piese pentru vocea lui Costi și am zis în clipa asta trebuie să căutăm ceea ce ne-ar mai trebui. Un baterist cu experiență, tânăr și frumos, cum bine nu-i cazul lui, și un basist cu notorietate. Și iată-ne, pentru că ăsta a fost un dar divin, că ne-am găsit în secunda X, în locul Y și am pornit la treabă. Dar aș vrea să-i mai întreb și pe ei câte ceva. Mai caută lumea să mai asculte piese rock, pentru că la noi vin DJ să mixeze în cluburi, asta se cere și când vezi că pe piață există ceva care se cere, e contra cost și automat te duci în sfera aia, să câștigi bani. Nu neapărat. Și muzica rock este la fel de comercială. Orice... Nu-i nimic rău a fi comercial. Absolut. Orice este într-un fel de vânzare, nu? Chiar și dragostea. Poate că... Ia auzi. Asta este un subiect foarte, foarte interesant. Da, mai ales ce se întâmplă în zilele noastre și dragostea cum fetele, starletele sunt... Da, da, da. Și se vinde foarte bine, mai ales afară. Dragostea este ca și rocul, se vinde bine afară. Aici se vinde mai ieftin. Da, uite, vezi, după aia vin cei din afară să mai și cumpere, te, că s-au tot scos în evidență în dosarele astea la nivel național, dar revenim la subiectul nostru. Nu, acum, fără glumă, este loc, bineînțeles, și pentru rock și pentru orice alt gen de muzică, există public, nu este promovat la nivelul la care ar trebui să fie promovat această muzică. Vorbesc de muzica rock.
rock, pop, rock, vorbim de subgenuri. Asta facem noi acum. Death metal, thrash sau nu știu. Deja aia sunt chestii de nișă. Dar rock-ul, pop rock, rock-ul ușor, rock-ul frumos, hard rock-ul, sunt chestii care sunt... Vorbim despre educație. Trebuie să știi să asculți, să știi ce auzi. Dacă nu știi ce auzi, dacă nu știi ce asculți, n-ai cum să-ți placă, pentru că nu știu câți copii de 3 ani ar agrea un Thunderstruck la bun început, deși stai că are atac de refren, asta chiar s-ar putea să prinde, nu știu, o piesă mai grea, mai complexă. Parafrazându-l pe George Enescu, și eu chiar sunt de acord cu ceea ce a spus, muzica se împarte în două registre, bună și mai puțin, să nu zic altfel, bună. Și atunci, dacă îți rămâne ceva, indiferent la ce concert mergi, indiferent de districtul de curent, nu? Muzical, pleci cu ceva, acel ceva, un refren care îți rămâne și dimineață pe buze sau în creier, e totul ok. O să vorbim. Pentru că eu cred foarte mult în muzicoterapie. Da? Da, da. Foarte interesant. Uite, asta este o temă de discutat cu psihologul emisiunii noastre, pentru că de acum încolo noi avem un psiholog în emisiune, Dana Teodorescu, o salutăm, îi mulțumim pentru faptul că ne-a susținut și că ne-a căutat să ne răspundă pe cât posibil la întrebarea ce este dragostea și cât durează dragostea. Dragostea 2-3 ani, așa cum spun psihologii, cum spun cercetătorii? Depinde la ce ne referim. La perioada de îndrăgosteală sau la dragostea propriu-zis, adică la iubire. Dacă vorbim despre iubire, aceasta poate să dureze până la moarte, o veșnicie. Dacă vorbim despre starea de îndrăgosteală, de euforie aceea din primii ani, aceasta poate să mai dispară, însă se consolidează în timp. Da? După ce ne căsătorim, fiecare pornim de la un pattern, ceva ce am învățat în familiile noastre. Acolo, dacă știm să ne distribuim foarte bine rolurile, va ține această dragoste, această iubire pe care o facem, eu pot să o compar cu o lumânare. O lumânare micuță, da? Asta este îndrăgosteala aia de moment, rapid, așa, ceea ce fac copiii acum în vremurile noastre, sau o lumânare mai groasă, care arde în timp, o lumânare mare. Acolo aceste sentimente sunt consolidate de la început. Punem cărămidă cu cărămidă, construim împreună foarte multe lucruri, numai dacă avem ceva emoțional împreună. Dacă ne atrage doar o parte fizică, o parte materială și nu sunt toate nevoile noastre emoționale satisfăcute într-un cuplu, atunci apar disensiuni de rol. Și încep certurile. Mi-ai cam anticipat întrebarea, că era prea utopic, prea frumos, prea ca în povești, că se mai întâmplă să se slăbească încrederea, să apară un al treilea sau un al patrulea ins în relație și atunci? Apare. Nu apare întâmplător un al treilea, un al patrulea ins în relație. Apare cu o motivație. Da? De asta nici nu trebuie să facem judecăți de valoare. De multe ori oamenii se adresează cabinetului de psihoterapie cu această problemă. Și cer a identifica nevoia care i-a determinat să se ducă spre un alt partener. Da? Iubirea dispare tocmai dacă rolurile sunt atribuite incorrect. Ce se întâmplă? Când ne căsătorim, învățăm fiecare să ne comportăm așa cum am învățat în familiile noastre. În primii 5 ani ne adaptăm. Începem să ne distribuim rolurile. Ne trezim că ni s-a golit buteria. Cine o umple? La mine în familie umplea bunicul. Ce fac în această situație? Poate îi spun soțului, soțul nu vine în întâmpinarea acestei nevoi. Încep să fac eu lucrul respectiv. Încep ușor-ușor să-mi atribui rolul de bărbat și încep să fac lucruri specifice bărbatului. Automat intervine competiția. Eu sunt mai bună, fac lucruri mai bune decât el. Da? Aici
aici începe disensiunea. Sunt și cupluri competitive sau cele care se completează între ele. Noi toți suntem competitivi dacă știm să creștem împreună. Și tocmai de asta vorbesc despre ceea ce clădim de la început și ceea ce punem de la început. Dacă noi suntem compatibili de la început, avem viziune comună asupra vieții, avem un nivel de expectație comun, avem aspirații comune, automat creștem împreună și învățăm să comunicăm corect, să ne susținem reciproc, să nu ne adresăm partenerului cu ură, cu invidie. Ura și furia se naște din invidie. Da? Fiind în competiție, automat ne adresăm celuilalt într-un mod anume. Nu-l susținem. Da? În loc să ne uităm la noi ca și persoane, la noi înșine, să zicem, domne, ia să vedem unde n-am crescut eu, ce se întâmplă cu mine, am rămas la un nivel, pentru că aici se nasc disensiunile și dispare iubirea. Da? Iubirea adevărată poate să dispară într-adevăr dacă noi ca și cuplu nu creștem împreună. Aici este marea, marea problemă. Revenind la ceea ce discutam puțin mai devreme, dacă cei doi iubiți au acele emoții comune și dorința de a crește împreună. Pentru că poate să fie o atracție foarte mare și aici revin la subiectul 2 sau 3 ani și totuși cei doi se iubesc în continuare, dar poate că ceva nu funcționează. Ok, s-au identificat disfuncționalitățile. Mai merită să mai rămână împreună cei doi? Dacă se iubesc și au identificat disfuncționalitățile, se pot ajuta. Și merg împreună și depășesc obstacolul. Pentru că într-un mariaj sunt cicluri de dezvoltare. Se încheie un ciclu, merge bine o perioadă, se încheie ciclul și apoi se redeschide un alt ciclu. Da? Aici e nevoie de suportul ambilor parteneri ca să reînceapă un alt ciclu. Da? Apare copilul, apar problemele. De exemplu, aici la apariția copilului este o mare problemă. Ei se iubesc foarte tare și foarte intens. În momentul în care apare un copil, mămica se disponibilizează foarte tare spre copil și cam uită de soț. Soțul atunci se simte neglijat. În momentul în care iubirea de care a beneficiat până în acel moment este împărțită cu altcineva sau poate procentajul nu este de 50-50%, că atunci ar fi ok, este împărțit așa cam 85% spre copil și 15% spre soț, el se simte neglijat, abandonat și atunci pot apare probleme în cuplu. De obicei acesta nu spune, nu are o modalitate de a spune, să nu supere, să nu deranjeze, uite, am și eu nevoile mele, eu ai fost iubita mea până în momentul acesta, vreau să continuăm în același fel, sau poate că mama nu înțelege, iar aici se pot produce lucruri dezastruoase în cuplu, însă, dacă se iubesc, pot trece și pot înțelege lucrul acesta și dacă există un mod de comunicare plăcut, da? Care să susțină și care să știe să ceară. De obicei, partenerii nu știu să ceară, cer prin a se învinovăți. Tu nu-mi faci, tu nu-mi spui, în loc să-mi spună eu am nevoie de, eu mi-aș dori să faci un anume lucru pentru mine. Cât durează dragostea? Tema emisiunii noastre și o temă la care, o întrebare la care niciodată nu se găsește un răspuns punctual, pentru că este un subiect foarte complex. Dar prietenii emisiunii noastre pot dezbate acest subiect și la o cafea sâmbătă pe 14 februarie la cafeneaua Highlight Cafe, pentru că ne oferă un voucher constând într-un premiu, într-un o consumație de îndrăgostiți celor care sună la numărul afișat pe ecran și încearcă să ne spună dacă sunt sau nu îndrăgostiți sau măcar cât durează dragostea, una din aceste întrebări. Așadar, cât durează dragostea și întâmplarea care face ca ea să existe, vorbim astăzi cu Nimic Întâmplător, ceea ce înseamnă încă o dată Eugen Mihăiescu, Costi Sandu, George Costinescu și Alex Neagu, un proiect nou și ambițios, care ne-a propus la un moment dat să facem chiar muzicoterapie. Cu ce muzică facem muzicoterapie? Poate și cu muzica noastră. Da.
lauda de sine nu miroase a nimic întâmplător, m-aș opri aici. Da, încă o dată spun că este important cu ceea ce pleci după ceea ce asculți orice material, de la simfonic la heavy metal. Dacă ai reținut ceva și ești un om care digeri acest spațiu al muzicii, al creativității, e super ok. Înseamnă că asta poate să devină peste momentul respectiv un medicament. Da. Poate de multe ori ai citit și ai văzut că florile se simt excepțional de mișto în momentul în care ascultă Rachmaninov, Prokofiev, Wieniawski, Liszt, Wagner. Wagner mai puțin. Da, muzică simfonică. Și trăiesc mai mult decât alte plante care ascultă muzică furajă. Sau știu eu ce muzică ascultă. Să zicem. Sau nu ascultă nimic. Deși plantele ascultă. Deși tăcerea are rostul ei. Da, cum și viața, știi ce ți-am zis. Sigur că da. Da, e o veșnică încercare. Așadar, pe lângă... Aveți imprimat un disc? Nu. Lucrăm la realizarea acestui album. Undeva în toamna acestui an vom lansa albumul. Promitem că vom veni și la voi. Da, da. Ce mișto. Este, super, mulțumim frumos. O să fie foarte ok, pentru că acum... Materiale ar fi. Important este ca să fie bine promovate și acolo unde se dă ora exactă și voi ne ajutați ca orice fel de post de televiziune și de radio, de asta ne și plimbăm prin țară. Vrem să pornim de săptămâna viitoare un mic turneu de lansare a brandului Band și avem concerte în zona de sud a României, în zona Constanța, Mangalia, Tulcea, după care o să plecăm în Moldova, Bacău, Piatra Neamț, Botoșan, Suceava. O să povestim mai multe. Și nu uitați, deci, iar vorbesc numai. Cum e cu pagina noastră de Facebook? Însă e însărcinat cu această problemă. Normal. Păi rămăsesem acolo cu întrebarea, în zona aceea, dar... Eu am mai vorbit. Deci o să vă spună Costi acum despre pagina, că altfel dăm un monolog. Deși Alex era director cu Facebook, așa. El e însărcinat. El butonează tot timpul. Asta e o pagină care se intitulează simplu Nimic întâmplător. De ce și... oare? Asta ne spuneți voi. Pentru a se reține și foarte ușor și acolo vedeți orice despre noi. Să trecem la Mă confunz. După Nimic întâmplător a apărut Mă confunz, cea de-a doua piesă a proiectului vostru, da? Bănuiesc că totuși ești vinovat de piesă, dar rămânem în aria aceasta. Iar noi suntem vinovați. Așa, voi sunteți vinovați. Da. De unde și până unde Mă confunzi? Care este, de fapt, ideea de bază? În viață sunt mai multe chipuri decât figuri umane și atunci am pornit pe ideea că poți să stai față în față cu cineva să-ți fie drag și lăuntru lui să se ascundă tot felul de animale, de monștri. Sunteți foarte, foarte filozofi. Și citiți. Și citiți. De exemplu, eu am 4 facultăți. Nu. Este foarte important ca muzica să facă priză directă cu mesajul, cu ceea ce spui. Faza poetică. Aici, principalul vinovat este... Cuvântul. Sorin, da, este cuvântul, scris de Sorin Poclitaru, un bun prieten și un mare poet, un poet al zilelor noastre, un poet cu greutate. Iată că această simbioză aproape perfectă s-a realizat tot datorită acestui proiect Nimic întâmplător. Costi, până la urmă, deci am trecut de bas și am ajuns la chitară, da? Chitară, voce, acordeon, xilofon... Deja. Avem deja un telefon în direct. Scuză-mă că te întrerup. Bună ziua. Bună ziua. Cu cine sunt de vorbă? Sunt Ciprian și sunt Dej din Giurgiu. Să rămână la mână. Bună, Ciprian. Cât durează dragostea? Depinde. În opinia ta? Depinde de cât de tare sunt ambele părți implicate și cât de intens este sentimentul. Dar nu vreau despre asta să vorbesc. Am vrut să-i salut pe băieții de la Criston. Nu e Krypton. Salut. E un singur băiat de la Krypton. Recunosc deja vocea lui Eugen. Da, tu ne vezi acum? Nu vă văd, din păcate, pentru că am o problemă cu televizorul. Până să schimbă, cumpăreți altul. Asta înseamnă că trebuie să-l iau la pumn. Două întrebări am și eu. Domnul Eugen, dacă tot v-am prins, ați cântat și muzică ușoară, muzică rock, cel puțin așa vă știu eu de... cântăresc de muzică rock. Cu muzică ușoară eu nu v-am înjurat. Când, manele, când o să cântați acum? Da, asta e mișto. O să ne apucăm. Acum avem un tratat de manele, să vedem cum se mănâncă. Păi am,
văzut că v-ați luat solist nou, îl cheamă Damigian, așa e? Da. Avem un contract în cuvânt. De altă parte, e un solist foarte bun, dar totuși, Damigian, nu înțeleg numele ăsta. Și doi la mână, domnul Mihăiescu, milionul ăla pe care vi l-am împrumutat, când mi-l dați înapoi? O să vi-l dau în zecit. La unul v-a dat? Da. Vă salut, Cristi Hrubaru sunt. Te pupăm, Cristi. Vă pup, băieți, multă baftă cu nouă. Te pupăm, Cristi. Frumoasă surpriză. Mulțumim de telefon. Ce-i cu tine aici? Vreau să dau premiu pentru... Vreau să dau premiu un voucher la High Life Cafe. Dacă ești prin Giurgiu... Nu, mulțumesc, încerc să mă las. Mulțumesc, nu. De cafea? Te pupăm, Cristi. Sau de dragoste. Mulțumim de telefonul. Succes, băieți, succes. Mulțumim, fain, Cristi. Bun prieten și o mare surpriză. Eu îl cunosc cum s-a întâmplat? Din alte împrejurări, pentru că am lucrat la într-o echipă. Toți patru, suntem crispați deja. Suntem deja? De la Damigiana sau de la ce? Eu nu cred că de la Sambal. Da, vorbeam de instrumentele voastre pe care le iubiți și pe care astăzi nu le-ați adus astăzi aici, pentru că o trupă rock nu cântă în playback, așa ne-au spus. Playback live nu, nu avem voie să facem. Poate am ajuns la televiziuni și... Dar ne-ați adus videoclipuri. Am adus câteva, cele două videoclipuri. Dar promitem că în cel mai scurt timp o să, dacă amenajăm aici și venim cu instalații, o să cântăm și live. Ai făcut așa în gest. Dar știi cum ar fi? Amenajăm deja. Păi ok, ne-am apucat de treabă. Eu zic să conjug la plural, că poate vă ajutăm și noi. Dar știi ce ar fi mișto? Să faci o... Ia zi. Să te gândești ca pe viitor trupele care îți vin aici să cânte live și cu public. E, bine, îți dai seama că nu ține numai de mine, într-adevăr. Uite, suntem... aveți spațiu. Întotdeauna este loc de mai bine și trebuie să mergem cu timpurile înainte. Din ce în ce ne va fi mai bine, rupe, așa și pește de la prima, de la antenă, de la mare, mai multe posturi din asta. Ia-ți rupe, părerea mea. Așa zicem și noi, suntem destul de capabili. Și aveți posibilități. Și știi ce îmi place foarte mult? Faptul că în Giurgiu se întâmplă ceva. Din punctul ăsta pro-cultură, ce discutam la intrarea în emisiune. Adică, de unde, din punctul meu de vedere, acum 10 ani, nu veneam decât să mănânc un pește bun și să plec. Și nu existau concerte decât de zilele orașului, să vii să cânti. Acum, din ce în ce mai multe trupe aud că vin și concertează în Giurgiu, s-au deschis pentru locații unde poți să cânti de la amplac la electric. Asta este un punct câștigat la adresa și a organizatorului și a publicului și a interpreților. Întâmplarea există datorită destinului, dar și după destin omul trebuie să... Nu aștepte numai să-i se bage în traistă și mai face și el, mai produce și omul respectiv evenimente. Noi avem câțiva prieteni dragi la Taverna la Grecu, care produc evenimente frumoase de acest gen. Îi salutăm pe această cale, iar pe cei de acasă îi provocăm să asculte piesa voastră, Nimic Întâmplător, pe care Vali deja o are pregătită, da? Ia să auzim! E ok! Viața asta de împrumut nu e.
Întâmplare sau nimic întâmplător? Le avem pe toate, eram precisă. Nimic întâmplător la noi în platou. Mulțumim de telefon încă o dată Cristi Curbaru și ne-a atenționat directorul nostru tehnic că avem posibilitatea să vă invităm să ne cântați pe ponton, așa am înțeles, când aveți voi timp și când stabilim o zi de comun acord, dacă acceptați provocarea noastră, să ne spuneți. Orice provocare este binevenită. Da, dar am o mânușă acum, uite așa dădeam cu ea, uite așa făceam. E un ploton, un ponton stabil sau plutit? Eu zic că e destul de stabil, dar dacă vrei, mai stăcăim puțin. Da, venim, avem, mulțumim încă o dată pentru invitație. Bună ziua! Alt Curbaru. Bună ziua! Bună ziua! Ne auzim în telefon, da? Și având în vedere că... N-am înțeles cu cine stăm de vorbă. Bice, bă. Vali. Mari. Vali. Vali. Bună, Vali! Având în vedere tema emisiunii dumneavoastră, în primul rând, dragostea este eternă. Este acel lucru care nu poate muri niciodată. Și, în al doilea rând, totul poate fi iubit. Atât ce este frumos, cât și persoana care este lângă tine. Cred că te cunosc după cum vorbești, Vali. Cred că... Da. Cred că te știu. Ai un voucher la, pentru răspunsul ăsta frumos. Ai un voucher la Highlight Cafe. Cu mare drag te duci cu iubita și îți sărbătorești, îți vorbești dragostea pe îndelete. Te pupăm și mulțumim frumos de telefon. Numai bine! Mulțumim! Eu aș fi vrut să-l contrazic. De exemplu, cine e lângă mine nu e atât de frumos. Aolo, cum pe adică? Pe cine ai lângă tine e frumos, trebuie să-l iubești. Păi pot eu să... Nu te uiți cum arat. Lângă tine ca și suflet. N-am mai specificat, s-a subînțeles. Am înțeles, logi. Mai glumim și noi ca pentru asta. Ești îndrăgostit? Toată viața mea am fost, sunt și voi fi îndrăgostit. Tu ești îndrăgostit, Costi? Sigur. Sigur, da? Mai departe? Absolut. Nu mai îndrăgostiți avem aici. Da, da, da. Deci nu mai rămâne decât să vină Cupidon și să zică, bă, frate, n-am ce să fac cu săgețile astea, unde? Să ne dea diplome. Te mai pun. Da. Da, nimic întâmplător, frumoasă piesă și am recunoscut asta pe timpul melodiei. Nu spun vorbe mari, puteam să închid cuvintele și la revedere. Chiar frumoasă piesa. Dacă mai sunt admiratori pe acasă și vor să intre în legătură directă cu invitații noștri de astăzi, rugăm să facă la numărul afișat pe ecran. Revenim la dragostea și la întâmplarea noastră. Care este cea mai frumoasă întâmplare din viața voastră, care vrea să începe? Legat de dragoste, legat de muzică, de pasiunile voastre, o întâmplare care v-a schimbat ceva, care s-a transformat în ceea ce trebuia să fie. Da, eu îți spun eu, pe scurt, eu am vrut să fiu fotbalist. Și... Tema emisiunii noastre din data trecută a fost ce vă dorea să fiți când erați mici. Deci putem să facem un... Nu, apropo de dragoste, și eram în cantonament cu Steaua, cu juniorii, plecam tot timpul, jucam foarte bine, nu bine, și nu mă dau mare. Și într-o zi a venit tata la liceu, nu m-a găsit, că plecam în Nantes, în Franța, și mai erau câteva zile și a spus dirigintele, băiatul dumneavoastră n-a mai dat pe aici de vreo nu știu cât timp. Aha.
A venit acasă, am ajuns și eu. Eram obosit, hai că voi nu știți chestia asta. Nu, nu. Și unde ai fost? La școală. Și ce ai făcut? Cram, trigonometrie, algebră, nebuni, de lasă-mă că sunt obosit. Eu o să te las, vină încoace. Te-am mai întrebat unde ai fost? La școală. Uh-huh. Nu, la școală am fost eu, mi-a zis tata. Ce vrei să devii? Fotbalist? Da. Asta e dragostea ta față de mingea aia? Noi, intelectual, creștem un muribund, un nebun. Nu o să câștigi bani, îți distrugi piciorușele. Hai la magazinul muzică. Să faci, dacă tot îți place, o muzică. Te-am văzut că te uiți la televizor, că asculți numai tot felul de discuri. Nu știu. Am dus la muzică, mi-a luat o chitară și am început să studiez. A fost așa un macaz al vieții, cu o dragoste împărțită pe două străzi. Una care a început să fain, dar s-a gătat foarte repede și nasol pentru mine, și cealaltă care parcă venise cineva să-mi impună. Dar ne-am împrietenit repede, pentru că treceam de la un frumos spre un alt frumos. Și de atunci am rămas împreună și cred că cea mai bună prietenă și va rămâne până când voi închide ochii și mă voi duce în spațiu divin, a fost și este muzica. Și sau chitara mea, mai metaforic exprimându-mă. Da, zice că, de fapt, cea mai bună metodă de educație asta ar fi, să iei copilul de acolo și să nu-l cerți încă de mic. Să-l duci în altă direcție, dacă se poate și dacă iubește, cu atât mai bine. Dacă așa a fost și el cu respectivă. Direcția 5. S-a dus și Costi. Direcția cu direcția 5. O altă dragoste. Am avut altă direcție. Altă direcție. Am fost altă 5. Să vă povestesc? Da, dar da. Eu vreau să aud, de exemplu. Păi n-am prea multe de povestit. La povești stăm. Am primit într-o noapte un telefon fulger să mă duc să-l înlocuiesc pe Tony la direcție. Tony Șaicărescu. Și cât timp a durat? N-a durat foarte mult. A fost o chestie mai mult așa de... Adică pe mine nu mă atrăgea foarte tare chestia asta cu direcția 5. Ca dovadă că am ajuns acolo, oamenii făceau un casting. Și vine Marian Ionescu la mine, spune: domne, bă, Costică, știi vreo piesă de la formația la direcția 5? Zic, nu. Îți mai aduce aminte. Nu se poate. Zic, bă, nu știu, păi de ce, păi eu ascult altceva. Cum, bă, n-ai, bă, mai știu de la radio, dar în două zile plecam în turneu cu ei. Deci cam asta a fost, a durat vreo două, trei săptămâni, după care s-a scindat. Asta a făcut de dragoste și tot de macaz. Și tot de macaz. De macaz e mult, uite, chestia asta așa... Nu visam să ajung cu formația opusă mie. Ei, oricum, cântă altceva, într-adevăr, mult mai... Da, e altă stradă, e foarte ok, dar e pe altă stradă. Adică eu eram, mă vedeam din alt film. Da. Noi mai avem pregătit un videoclip, dar până atunci noi vorbeam la un moment dat și de suflul nou, de ceea ce se întâmplă. Și de ceea ce se poate întâmpla cu ajutorul nostru, că dacă facem lucrurile să se întâmple... Iarăși intervine schimbarea. Asta s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, când un eveniment frumos a avut loc la Taverna la Grecu. A venit Pavel Stratan acolo și ne-a spus și nouă două vorbe. Haideți să vedem ce ne-a declarat. Bun venit la Giurgiu, Pavel Stratan. Bună seara, bine v-am găsit. Pentru prima dată în Giurgiu? Am trecut de multe ori pe aici, dar concerte, mai ales de genul ăsta, nu. Deci bifăm ca și concert pentru prima dată. Se spune că cine bea apă din Dunăre se mai întoarce. Și cine cântă la Giurgiu cu siguranță vă mai face, pentru că giurgiuzenii sunt dornici să audă voci bune și frumoase cântând. Ai mulți fani deja care te așteaptă să le cânt și eu am luat cursul puțin mai devreme și chiar am văzut că așa este. Pentru mine fiecare concert e cel mai bun. Dar când sala este plină și lumea vine înainte de ora concertului, înseamnă că sunt așteptat și asta mă bucură foarte mult, pentru că și eu am venit pentru ei. Le promit că această seară n-au să uite curând ce spectacol o să facă frumos. Îmi rezerv dreptul de a te întreba de cât timp cânti, de cât timp faci muzică la nivel de scenă, cânt aproape de
40 de ani. Iar pe scenă, să spun, cam 35 de ani. Ieri am urcat pentru prima dată cu chitara în mână pe scenă. De lansat, m-am lansat de vreo 10 ani în România. Te întreb pentru că eu cunosc pe cineva care cântă de la vârsta de 3 ani. Da, eu la chitară am început a cânta la 5 ani. La 7 ani deja am debutat pe scena școlii. Ce aduce nou concertul în această seară? Melodii noi, piese noi, ceva? Am și melodii noi. În ultimii 2 ani eu am făcut mai multe colaborări, dintre care nu aș crede că trebuie să le cânt într-un concert de acest gen, care le cânt acum, pentru că concertul de acum seara nici nu-mi permit să cânt cu negativ. Vreau să cânt numai cu chitară și voce, pentru că sunt sigur, știu ce public o să fie acum seara. Iar piesele care le-am făcut în ultimul timp sunt mai pentru club, mai așa, mai dansante, mai agitate. Chiar vreau să întreb dacă nu există cumva în proiectele tale fusion pentru clubul, pentru că asta se cere. Dar n-am făcut pentru că s-a cerut. Mi-au propus, mi-a plăcut propunerea, am acceptat, dar eu acestea nu le consider piesele mele cu cine am făcut featuring. Sunt niște colaborări. Ele nu intră în stilul meu. Bine, tot în stilul meu le-am scris, dar pentru mie îmi place foarte mult hip-hop-ul. Dar piesele amintiri din copilărie sunt complet altceva, sunt niște mesaje practic povestite, dar nu cântate. Pe lângă faptul că vii cu un accent exotic pentru noi și cu proiecte, cu muzică care țin de mai puțin tradițional românesc, vreau să întreb de proiectul Cleopatra, pentru că toată lumea va fi curioasă cum de zi ți-am pus o întrebare vis-a-vis de proiectul Cleopatra strata. Ce mai face și dacă o mai inclui în proiectele tale pe scenă? Cleopatra e la școală, a crescut foarte mare, aproape cât mine. Are 12 ani, învață foarte bine. Proiecte iau să se relanseze cu ceva nou, poate în vară. Are un proiect pentru America și cu siguranță o să aibă mare succes. În urmă, Cleopatra vine deja Cezar, frățiorul ei, are 6 ani. El de mult cântă, deja de vreo 4 ani cântă, pur și simplu eu nu l-am lansat, că el face mai multe lucruri și sport și la instrumente cântă. Și acum pregătim anul ăsta o lansare foarte, foarte interesantă. Unii o să participe și Cleopatra și eu. Este un stil între stilul Cleopatra și al meu. Vine cu niște noutăți care sper să placă foarte mult fanilor și a mei și a Cleopatrei. Și Cezar o să cucerească, cât eu am cucerit în 5 ani, Cezar o să cucerească în 5 minute. Vorba de multe lucruri și noi vă ținem pumnii. La final, un gând pentru judecăm, pentru publicul din Giurgiu. Sunt sigur că publicul din Giurgiu o să fie foarte sufletist, foarte bun. Și de fapt trebuie să fie tot publicul așa, pentru că piesele mele așa public caută, care să fiu ascultat. Și tot ce își doresc ei. Și cât mai mulți artiști să vină să-i încânte, să le spună ceva de sus. Pentru că asta e frumos. Am zăcat o piesă care se numește Tata, la pești când o schimbat la cata. La cata asta e lacă. Eu când eram mic, eu nu știam, de fapt nu înțelegem că asta e o crimă să furi de la tine din pești. Și tata mi spunea, voi sunteți nebuni, alții fură de la alții, dar voi furați de la voi. Noi furam tăi gin, mâncare, băutură. Ca noi să nu furăm ginul, tata avea așa o metodă, dar nu mai știe. În primul rând, schimba des lactul la pești, degeaba îl schimba.
pentru că fratele era mare profesionist, l-a făcut orice cheie la orice lacăt. Fratele nu m-a uitat la lacăt și deodată îți spune și cheii trebuie de făcut. Din sârmă, din... Și noi, că să nu furăm genul din bici, tata avea așa o vergea lungă, o băga în butoi și până unde era vinul, făcea un semn. Și apoi noi, dacă scoteam vinul din butoi, luam și tăiem vârful la vergea. Cât scoteam, atâta tăiem. Într-o zi rămâsesc așa o... Dacă să nu furăm carnea, tata când tăia porcul, făcea tochitură, punea carnea în borcane, în cratiță. Și noi când furăm carnea din untură, să nu vadă tata că am umblat acolo, luam untura, o încălzăm și o turnăm înapoi. Și apoi ei iară să făcea mietele. Și când venea tata cu furculița, cam dădea în gol. Cam așa ceva, așa prostii făceam eu. Așa, tata la beci când a schimbat la cata. Tata, la beci când a schimbat la cata, eu și cu fratele deodată mi-am întrebat de și cum. Gata, pe suflet mi se pune pata, ei cum să-i lămurești lui tata, te așteaptă cineva în drum. Răspunde, o să rămas să găsesc de unde, și fratele în 3 secunde mi schimbă soară ta la băieți. Urmăriți Panoramic la Giurgiu TV. Mulțumim de sfat, Pavel Tratan. Ne apropiem galopant de finalul emisiunii. Acum mi-aș pregăti întrebarea aceea cu proiectele de viitor, dar mai bine spuneți voi ceva frumos și dacă veți veni pe ponton, care am înțeles că nu se clatină, pe ponton să ne cântați când vă faceți timp, mai la vară. Să vă dăm așa un răspuns lung sau scurt. Dacă mai, e scurt, vă spunem mai da. Mai în sinteză. Da. Se termină prohibiția. Deci da. Prohibiția? Nu, mulțumim. Nu? Eu nu, nu cred în timpul ăsta cu... pierdut cu... Mai bine stau și compun o piesă. Să consumăm peștea, da. Eu ce puțin sunt fan. Dar n-am prins decât o broască în viața mea cu bâta. Oh, e bine, și uite. Și m-a dus în Delta pentru mai aflăm metode noi, sigur că da. Ce scuze, sunt un criminal. Țin când nu în plator astăzi la noi, la Panoramic, au fost și sunt încă pe ultima 100 de metri, Eugen Mihăescu, Costi Sandu, George Costinescu și Alex Neagu. Vă mulțumim mult. Și noi vă mulțumim pentru invitația făcută. Vă pupăm din suflet. Și vă lăsăm... prieteni din Giurgiu și vă lăsăm cum? Cu mă confunzi. Cum mă confunzi.
Ai grijă, mă confunzi.